Bună seara! Guvernul a împlinit 100 de zile. O să discutăm în această seară despre reușitele și nereușitele actualei guvernări în acest interval de timp. Dar o să discutăm și despre gaze, o să discutăm și despre aceste compensații care au fost decise ieri de guvern după majorarea de către ANRE a tarifului la gaze, o majorare esențială. Guvernul a venit cu niște compensații esențiale de data aceasta pentru trei categorii de populație. În această parte a emisiunii o să discutăm cu Andrei Spânu, vicepremier, ministru al infrastructurii. Bună seara, domnule Spânu. Bună seara. Principalul negociator la Gazprom, așa că avem despre ce discuta și poate ne mai dați niște secrete. În partea a doua a emisiunii o să încercăm să punem note actualului guvern pentru felul în care s-a descurcat în această perioadă. Acolo o să discutăm cu experții. Așa, începem cu aceste 100 de zile. Am văzut că Natalia Gavrilița a spus că este mulțumită de prestația miniștrilor. Spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră lucrurile și cum credeți că dacă acest optimism împărtășit de doamna Gavrilița îl împărtășesc și oamenii, inclusiv cei care v-au votat și v-au adus în majoritate parlamentară și în guvern. Eu cred că este un început bun. Înțeleg și că așteptările de după 11 iulie au fost extrem de mari și în continuare sunt extrem de mari. Și la fel eu cred că ele sunt și justificate. Ori oamenii noștri, atunci când am mers în campanie, ne-au spus foarte clar. Oameni buni, timp de 30 de ani am avut guverne peste guverne care au promis și de multe ori, sau de cel mai dese ori, nu au făcut. Uh-huh. Pe lângă asta, au furat, s-au comportat cum s-au comportat. Și este evident că după aceste alegeri, Partidul Acțiune și Solidaritate și guvernul pe care îl reprezint a avut parte de niște așteptări extrem de mari și, din punctul meu de vedere, repet, justificate. Noi am preluat guvernul într-o perioadă dificilă, după aproape un an în care, de fapt, guvernul nu a funcționat, da? După o perioadă în care instituțiile publice au fost distruse de regimul Plahotniuc, apoi de fostul guvern, și am ajuns în situația în care a venit, cum, este și criza pandemică, a dat peste noi și criza gazelor. Eu sunt optimist. Înțeleg care sunt aceste așteptări, înțeleg că perioada sau luna de miere, să zicem așa, guvernului a trecut. Apreciez acele persoane care sunt în continuare aproape de noi, înțelegând situația în care ne aflăm și sunt sigur că încet, încet acest guvern își va mări viteza cu care va livra rezultatele sau așteptările oamenilor. În opinia dumneavoastră, care este cea mai importantă realizare a celor 100 de zile a guvernului pe care îl reprezentați? Bun, cred că sunt mai multe. Dacă mă întrebați pe mine direct, eu cred că situația sau modul în care s-a rezolvat criza gazelor este una din sau rezultatele care s-au întâmplat în această perioadă. Ori noi puțin am vorbit pentru că, am să vă zic foarte, foarte sincer, chiar nu ne-am dorit să creăm panică în rândul societății. Ori dacă nu aveam un contract semnat, noi vorbim acum de un tarif care și așa este mare pentru populație, de 11 lei. Foarte mare. Foarte mare. Dar dacă nu ajungeam la o înțelegere, tariful trebuia să fie de 23 de lei. Dacă Moldova cumpăra gaz de pe piață la prețul de sub 1000 de dolari, cum este acum, tariful trebuia să fie de aproximativ 23 de lei. Că am ajuns la un tarif de 11 lei, care, repet încă o dată, este un tarif extrem de mare pentru sărăcia în care se află țara noastră și de asta am venit cu pachetul de ajutor pentru oameni. Este un pachet foarte, foarte consistent ca să fim aproape de ei. O altă mare realizare care o percep eu este că totuși schimbările la nivel de oameni în instituții au început.
Da. Greu. Greu, este adevărat. Nu am să neg... să știți că sunt o oră aici în emisiune, nu am să zic că totul este perfect. Nu asta este scopul nostru. Deci, noi totuși am început să facem schimbări consistente în instituțiile statului. Am schimbat oameni de la conducerea întreprinderilor de stat, de la agențiile subordonate diferitor ministere. Acolo unde ne-a permis legislația, am schimbat mai repede. Acolo unde nu ne-a permis legislația, am trecut pe niște procese mai complicate. La nivel de parlament s-au întâmplat lucruri care trebuiau să se întâmple de mult. Și am să vă dau un exemplu astăzi ce s-a întâmplat în parlament. A fost votată o lege cu privire la domeniile strategice a țării și cum se vând sau cumpără anumite bunuri ale statului în aceste domenii. Ori, la moment, odată având această lege, nimeni nu va mai putea, să zicem, cu aeroportul. Da. Dacă aeroportul va încerca să fie vândut, nu va putea fi vândut fără un aviz a guvernului. Ca guvernul să vadă că viitorul cumpărător a acestui bun este unul de bună credință. Ori să nu ne trezim cu investitori dubioși din zone nesigure și așa mai departe. Dar generatorul acestui proiect a fost o situație concretă? Ați văzut o situație de risc concretă? Sigur. Adică pe un obiect concret sau... Sigur, noi vedem aceste riscuri peste tot. Adică, inclusiv puteam să ne trezim că aeroportul este vândut unor persoane pe care nu știm. Sau... La aeroport, de aici... Nu, am dat un exemplu care este... Am dat un exemplu care este cunoscut, dar putem să ne trezim, nu știu, hai să zicem, Moltelecomul, că, bun, Moltelecomul este de stat și nu poate fi vândut. Deocamdată. Dar o companie din domeniul energetic, da, care este vândut unor persoane dubioase. Și atunci, de asta s-a venit cu acest proiect de lege, ca guvernul să aibă un cuvânt de spus, nu pe propriu-zis pe procesul de vânzare, cumpărare, dar pe cine sunt cei care cumpără, sau viitorii cumpărători, că sunt de bună de credință, da, că sunt investitori corecți și așa mai departe. Da, primul, totuși, a fost prima realizare, ați menționat-o, cea cu gazele. Legat de asta, ați văzut, probabil, în spațiu public au apărut comentarii de genul: ok, ce am câștigat noi? Vedem că guvernul se laudă cu această înțelegere cu Gazprom. Pe de altă parte, ei se întreabă: ce am câștigat? De dependența energetică de ruși n-am scăpat. Pe de altă parte, oricum ne-am ales cu un tarif mult mai mare decât cel care a fost. Și atunci, mulți se întreabă: care este virtutea acestor negocieri, acestui acord pe care l-ați semnat, ca să înțelegem și noi de ce să ne bucurăm. Deci eu am zis de prima realizare pentru că este mai aproape de mine. Sunt cea care am fost implicat direct și evident că trag la turta mea. Aha. Dar cred că o altă mare realizare a guvernului a fost și pachetul social cu care a venit pe parcursul acestor 100 de zile. Ori am avut o creștere de pensie fără precedent în istoria țării noastre, am avut pachet de susținere a afacerilor pe domeniul luptei cu pandemia, acolo unde pentru șomajul tehnic sau pentru alt tip de ajutor pentru companii, în cazul în care va fi nevoie de disponibilizat anumit personal. Avem acum pachetul pentru perioada rece a anului, care este peste 1,5 miliarde de lei, iarăși este fără precedent și vine în buzunarul fiecărui cetățean sau fiecărui familie. Sunt compensații de 400, 500, 600, 700 de lei pentru familiile vulnerabile. Iar dacă vorbim de contractul cu gaz, da, direct eu, la întrebare, iarăși, foarte, foarte sincer, să nu credeți că este o situație fericită și pentru noi. Da? Nu este cea mai bună soluție pe care poate să o aștepte o țară întreagă. Sigur, ne-am fi dorit să avem rezerve de gaz undeva stocate pentru cel puțin 2 luni, ca să avem timp să negociem. Sigur, ne-am fi dorit ca să fim interconectați energetic cu România și cu piața Uniunii Europene, ca să nu fim dependenți de o singură sursă. Dar nu suntem? Nu suntem. Nu suntem. Păi, dar ni s-a spus că funcționează gazoductul. Nu, vorbesc de piața energetică. A, piața energetică. De energie electrică. Am înțeles. Da.
Sigur că ne-am fi dorit o companie de stat precum este Energocom mai pregătită ca să acționeze pe piață și să poată cumpăra piață, gaze sau electricitate pe piață. Toate acestea ni le-am fi dorit. Uh-huh. Ne-am fi dorit ca, ajungând la minister, toate opțiunile pentru siguranța sau securitatea energetică să fie pe masă. Din păcate nu este așa. Ori noi nu avem stocuri de gaze, pe energia electrică suntem încă dependenți de o anumită sursă. Uh-huh. Și în această situație, alegerea noastră a fost sau rămânem fără gaz de luni, mă refer de luni de la 1 noiembrie, avem companii închise, frig în case, instituții sociale cu risc sporit ca să nu aibă căldură. O altă opțiune era să cumpărăm toată cantitatea de gaz de pe piețe, cum am început să facem în perioada lunii octombrie. Foarte scump. Foarte scump și vă spuneam că puteam să ajungem la un tarif de 23 de lei. Fie să ajungem la o înțelegere cu Gazprom, la o înțelegere acceptabilă, care să nu implice costuri enorme politice și care să ne permită să avem un răgaz de timp pentru a ne pregăti și a implementa acele politici de securitate energetică de care avem nevoie. Și am promis și o să vedeți că în perioada următoare vom face tot posibilul prin modificări de legi, prin discuții cu partenerii de dezvoltare, prin vizite la vecini, ca să discutăm ce facem ca Republica Moldova să nu se mai afle niciodată într-o situație similară. Ori avem acest mandat de 4 ani și vă spun cu toată cumva sinceritatea și încrederea că eu nu voi permite și nu voi găsi nicio scuză dacă în această perioadă, atât timp cât sunt la minister, nu voi face tot posibilul ca să asigur țara asta cu mai multă securitate energetică. Da, ce aveți în vedere când spuneți asta? Depozitare? Da, cu siguranță. La asta vă referiți? Da, că cu siguranță. Alte posibilități în 4 ani să construiești conductă, clar. Nu, haideți doar am să vă dau câteva exemple. Da? Noi avem rezervă de stat de grâu. Avem. Avem. Avem rezervă de stat de păcură. Avem. De ce să nu introducem în lege obligativitatea ca statul să facă rezerve și de gaze? Și asta vom include... Problema e că noi nu avem depozite, trebuie să închiriem, probabil. Nu este o problemă. Putem să le luăm prin închirie din România sau Ucraina. Deci nu este o problemă. Și să plătim o taxă care nu este foarte mare, care este acceptabilă. Că fie îl stochezi la tine în țară, oricum ai o taxă de întreținere a depozitelor, de funcționarelor, oricum sunt anumite costuri, ca și rezerva de stat. Un alt exemplu este construcția liniei de energie electrică de interconectare cu România. Și apropo, mâine vom semna contractul și la anul vor începe proiectarea și construcția acestei linii. Și în 3 ani vom avea linia construită și voi sta cu ochiul pe acest proiect ca să fie dus la bun sfârșit. Suplimentar, avem Energocom, care este o companie de stat, care pentru prima dată anul acesta a cumpărat gaz de pe piață. Nu a mai cumpărat. Dacă experiența pe energie electrică este, pe gaz nu este. Și a fost primul an când, cu ajutorul partenerilor europeni, au venit experți, au instruit oamenii de acolo în regim urgent, în decurs de 2 săptămâni, ca să poată să facă aceste achiziții de gaze. Urmează să avem un program de instruire, de pregătire, ca Energocom să poată acționa pe piață ca un trader adevărat și atunci când este nevoie să poată să intervină și să cumpere gaze. Foarte scurt, doar ca să înțeleg. Ați spus că nu avem aceste conexiuni energetice cu România. Din ce știam eu, noi aveam 3 linii de tensiune înaltă cu România, de 110 kV, să mai țin. Da, dar ele sunt de capacitate. Dar ele mai funcționează? Eu, acum am venit greu să vă zic, dar ele sunt de capacitate mică. Sunt destul de, da. Da, noi avem nevoie de o linie de 400 care să conecteze. Și la pachet, acum și Ucraina și Moldova sunt în proces de interconectare cu piața de energie electrică europeană. Așteptăm studiul Uniunii Europene care să ne spună în cât timp Ucraina și Moldova ar putea să se conecteze la piața energetică europeană și atunci
vom deveni, cumva, vom avea acces la mai multe surse. Revenim la gaz, pentru că nu am încheiat și sunt mai multe nelămuriri, inclusiv legat de acest tarif. Pe de o parte, dumneavoastră și ANRE ne-ați spus că acest tarif nou este doar pentru luna noiembrie. Pe de altă parte, am văzut declarația pe care a făcut-o domnul Ceban de la Moldova Gaz, care a spus că el va insista, sau Moldova Gaz va insista, ca acest tarif foarte mare de 11,08 să fie menținut cel puțin 14 luni, adică cât a mai rămas până la sfârșitul anului și anul viitor. Vreau să înțeleg, până la urmă, e o lună acest tarif sau el va fi la nesfârșit, așa nu, cum vrea domnul Ceban? Eu nu am auzit declarațiile domnului Ceban, dar... Nu am reușit să-l văd, dar tariful la gaz care este pus acum este în funcție de prețul de cumpărare a gazului. Dacă prețul de cumpărare a gazului, propriu zis, va scădea, atunci vom avea și revederea acestui tarif. Ori, dacă vă aduceți aminte, pe final de luna octombrie, înainte ca noi să avem contract, prețurile pe piețele internaționale de gaze au început să scadă. Erau la un moment 1200, în presă și pe burse apăruse și cifra de 700 și un pic, deci au scăzut. Din păcate, în ultimele zile au început să crească din nou prețul. Acum este la în jur de 900, chiar sub 1000 de dolari, 1000 de metri cub. Dacă ne uităm pe burse, cum arată prețul la moment, o să vedem că o scădere considerabilă a prețului la gaz se așteaptă de abia în luna aprilie. Acum, eu nu vreau să mă dau în ghicitori, dar dacă prețul va scădea în această iarnă, va merge în jos, atunci cu siguranță și tariful va fi revăzut. Pentru că la moment acest tarif ia în calcul un preț a gazelor între 420-430 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Legat de felul în care s-a interpretat într-un fel în spațiul public aceste negocieri care au avut loc la Sankt Petersburg. Eu înțeleg că poate v-ați supărat și v-ați săturat de întrebarea asta, dar noi vrem să știm de ce, dacă plătim pentru un serviciu, înțeleg că au fost semnat un contract. Noi, de ce nu avem dreptul să știm ce am semnat? Eu am semnat, în calitatea mea de funcționar sau de demnitar public, am semnat un protocol. Din start, chiar fiind la Sankt Petersburg, am spus inclusiv domnului Miller și cei cu care am semnat că eu voi face public acest protocol. Pentru că cred că așa este corect. Contractul de gaz este un contract comercial între Moldova Gaz și Gazprom. Aceste tipuri de contracte sunt secrete, sau formulele de calcul a prețului sunt secrete nu doar cu Republica Moldova, sunt secrete cu toți cei cu care semnează Gazprom. Este dreptul, sau așa consideră Gazprom, că este corect să-și protejeze modul în care semnează aceste contracte. Am spus de mai multe ori, dacă ar fi în dreptul meu de a publica acel contract, eu l-aș publica pentru că nu am nimic de ascuns și atunci aș scăpa și eu, dacă vreți, ca ministru de toate aceste... Dar dumneavoastră l-ați văzut. Da, eu l-am văzut pentru că nu aveam cum să nu văd. Da, cu siguranță l-am văzut. Acum, în același timp, ce trebuie să înțeleagă oamenii că prețul gazului oricum este public, este în documentele ANRE. Doar formula este cea care de fapt este secretă și nu este făcută publică. În rest, prețul este public și nu este ascuns de nimeni. Contractul a fost semnat pe 5 ani. Mă rog, prelungit. Da. Pe 5 ani. Dacă se întâmplă ca în acest interval de timp Republica Moldova să identifice alți furnizori, noi avem posibilitatea să reducem achiziția din Rusia sau în genere să renunțăm la achiziția gazului din Rusia
conform acestui contract pe care l-ați semnat? Haideți să facem o claritate. Contractul nu este semnat între Guvernul Republicii Moldova și Gazprom. Deci, contractul este semnat între Moldova Gaz și Gazprom. Da. Conform acestui contract, sunt stabilite niște cantități anuale și lunare până în luna octombrie 2022 între Moldova Gaz și Gazprom. Iarăși, conform acestui contract, Moldova Gaz, la o anumită perioadă, poate solicita să schimbe aceste volume necesare. La moment, legislația Republicii Moldova și hotărârile Andreului permit ca Energocom sau o altă companie să poată cumpăra gaze din altă parte și să le livreze consumatorilor. Problema, la moment, în această anomalie de piață, este prețul. Că dacă Energocom mâine decide să mai cumpere, hai să ipotetic să vorbim, 1 milion de metri cubi de gaz la prețul de $1000, cât este pe piață acum, cel mai probabil îl va cumpăra și îl va avea stocat undeva, pentru că nu va avea cui să-l vândă la prețul de $1000. În cazul în care prețul la gaze revine și avem o piață sau începe să avem o piață competitivă, s-ar putea să apară și alți sau alte companii care să cumpere și să aducă gaz în Republica Moldova și să găsească clienți cărora să-l vândă. Încă o chestie vreau să înțeleg. Poate eu nu cunosc foarte bine lucrurile cum funcționează în domeniul acesta al gazelor. Dar probabil ca mine sunt mai mulți. Explicați-ne care este necesitatea sau care a fost necesitatea implicării dumneavoastră, a guvernului în aceste negocieri cu Federația Rusă, de vreme ce există o relație între două companii, doi agenți economici, Gazprom și Moldova Gaz. Și îmi amintesc discuțiile inclusiv la masa asta cu doamna Sandu, care zicea că eu nu mă voi implica în aceste negocieri pentru că nu este treaba statului, este o relație între doi agenți economici. De ce, de exemplu, nu ați mers să negociați exportul de prune uscate în Federația Rusă? Dar aici a fost nevoie să mergeți și să discutați dumneavoastră, structură guvernamentală, cu cei de la Gazprom. De ce? Cu exportul de prune probabil trebuie să discutăm, dar nu este domeniul meu. Cred că ministrul Gaibu trebuie și să discute mai mult. Adică să intermediați o relație dintre doi agenți economici, nu înțeleg. Întrebarea este foarte, foarte corectă, din punctul meu de vedere. Ăsta a fost și mesajul meu, dacă vreți, în luna august, în care eu am încercat să fiu în contact direct cu Moldova Gaz pentru a vedea cum derulează sau cum au loc aceste discuții cu Gazprom și la ce etapă sunt în vederea semnării unui contract. Conform legii, cu 15 zile înainte de expirarea contractului, Moldova Gaz este obligată să înainteze noul contract de furnizare a gazului către Andrei. Asta e aproximativ 15 septembrie. În momentul în care am văzut că pe 15 septembrie nu este un contract între Moldova Gaz și Gazprom, chiar atunci am semnat o scrisoare către domnul Miller în care am solicitat să avem o discuție, să ne explice de ce nu este, ținând cont de, dacă vreți, de colaborarea, hai să zicem așa, istorică sau de livrarea gazelor pe care am avut pe piața noastră. Și deja după asta știți totul cum a derulat. Pot să vă zic care este impresia mea după toate aceste discuții. Sunt acele datorii care s-au creat în viziunea Gazprom pe parcursul timpului și care Moldova Gaz trebuie să le achite către Gazprom. Unele din aceste datorii sunt a unor întreprinderi de stat, cum este termoelectrica, energetice, CET Nord. În toate discuțiile pe care le-am avut eu în acest proces s-a spus că, uite, este nevoie și de implicarea guvernului pentru a clarifica care este situația cu aceste datorii.
Și ați văzut că și în protocolul care l-am semnat, este menționat că trebuie totuși să ajungem la o înțelegere, să tragem linia, să vedem, e vorba de 700 de milioane, 300 de milioane, sau poate nu există nicio datorie. Da? Și de asta am insistat pe acel audit. Acum, într-o piață normală, dumneavoastră aveți dreptate. Nu ar trebui să intervină statul sau o instituție a statului pentru a intermedia astfel de relații. Și asta a fost inclusiv poziția noastră la discuțiile pe care le-am avut și la Moscova și la Sankt Petersburg, în care am spus, noi suntem aici să înțelegem care este situația, dar în mod normal nu ar trebui. Ar trebui să se găsească compromisul sau să se ajungă la o înțelegere între doi agenți economici, Gazprom, Moldova Gaz. Da. Da. Din păcate, nu suntem încă în situația despre care vorbiți dumneavoastră și a trebuit să ne mobilizăm deja modul în care știe toată țara. Da. Legat de deficitul de gaz pe care l-am avut în luna octombrie, în rețea, discutam cu, la una din emisiuni cu domnul Grosu, care spunea că statul a fost nevoit să intervină sau guvernul a fost nevoit să intervină pentru a completa acel gol pe care l-a admis societatea pe acțiuni Moldova Gaz. Explicând cumva că guvernul a ajutat practic această companie să-și îndeplinească angajamentele față de consumatori. Întrebare firească. Dacă acest agent economic, această companie, nu și-a îndeplinit angajamentele contractuale, nu a asigurat presiunea necesară în rețea, de ce statul nu vine să întreprindă acțiunile care sunt necesare în astfel de situații și care sunt întreprinse față de alte companii care nu își îndeplinesc atribuțiile? La sancțiuni mă refer. Puteți să ne spuneți de ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Deci noi, din câte înțeleg, noi în luna noiembrie plătim într-un fel, după tarifele foarte mari acum pe care le avem, inclusiv datorită faptului că noi am cumpărat gaz foarte scump. În octombrie. În octombrie. Da. Am cumpărat gaz foarte scump în octombrie din cauza că Moldova Gaz nu și-a putut îndeplini acele angajamente pe care și le-a asumat la sfârșitul lunii septembrie prin contractul pe care l-a semnat. Acel scurt, da? Nu, în contractul care a fost, haideți să vă spun, ca să fie mai clar, care era, hai zic așa, tradiția de colaborare între Moldova Gaz și Gazprom. Este o cantitate de gaz care este garantată sau rezervată de Gazprom, da, tranzit prin Ucraina spre Moldova, de cifra de 5,7 milioane metri cubi pe zi. Cu 15 zile înainte de finalul fiecărei luni, Moldova Gaz face rezervări de capacități mai mare în funcție de nevoie. Sunt două luni în an când este mai complicat de a înțelege care sunt nevoile. Vorbim de luna octombrie și luna aprilie, când se face schimbul de timp de la iarnă la prima, da, de temperatură și niciodată nu știi, s-ar putea să ai o lună octombrie foarte călduroasă sau, sau nu. Acum, Moldova Gaz a făcut solicitări de volume mai mari, Gazprom, din păcate, nu le-a aprobat. Da? Pentru noi, sigur, puteam să mergem și la sancțiuni și la alte chestii, dar în final, oricum oamenii aveau să sufere. Da? Pentru că în spatele acestei companii, pe lângă companii, pentru noi, pentru guvern, cel mai important a fost ca cetățenii să primească gaz, școlile să primească gaz, spitalele să primească gaz, întreprinderele să primească gaz și întreg sistemul de transport de gaze să nu colapseze. Ori, dacă ajungeam în situația asta, era extrem de grav și atunci nicio sancțiune, dacă vreți, nu ajuta să schimbăm situația. Și guvernul a intervenit foarte ferm. Și aici este important să demenționați și de cumva, dacă vreți, de mulțumit întregului aparat guvernamental care a făcut acest lucru ca să fie posibil. Multe lucruri nu se cunosc. Nu se cunoaște, spre exemplu, efortul Ministerului de Externe, efortul Ministerului Afacerilor Interne, care a făcut o unitate întreagă la Ministerul de Interne să
colecteze informație zilnică de la spitale, școli, grădinițe, instituții sociale, să vadă care este presiunea, dacă este gaz, nu. Uh-huh. Să colecteze informații de la întreprinderi, dacă unde este nevoie de gaz. Deci, inclusiv, chiar și am să vă dau doar Moldova Gaz și Moldova Transgaz, chiar dacă aceste companii nu au cea mai bună imagine în spațiu public, dar gândiți-vă că au fost oameni care stăteau la robinet, propriu-zis, cu gaze și când presiunea nu era suficientă, închideau sau deschideau asta. Deci, sunt niște lucruri care s-au întâmplat și eu cel mai mult îmi doresc ca noi să nu mai ajungem aici. Și lecția pe care noi am învățat-o ca și guvern, și iarăși spun cu sinceritate, din păcate am învățat-o în primele 100 de zile când era foarte greu să construim tot, dar lecția care am învățat-o este că începând de ieri, de azi, securitatea energetică devine prioritate națională și în perioada următoare va fi o îngrijorare extrem sau printre primele acestui guvern și acestei guvernări. Da. E ciudat totuși, revenind cumva la întrebare, pentru că intrăm acum în publicitate, dar revenind cumva la întrebare, statul într-un fel vine și îi vine în întâmpinare acestei companii. Nu se întâmplă lucrul ăsta în raport cu alte companii, de exemplu, sau oameni, da? De exemplu, un consumator, dacă nu plătește gazul două luni, vine cineva și îi taie țeava. Altă companie care are probleme financiare o lună sau câteva luni, vine fiscul și face ceea ce face. În raport cu Moldova Gaz, noi suntem foarte toleranți și da, luăm publicitate și revenim și discutăm și despre niște condiționalități politice, pentru că s-a tot discutat în spațiu public, au existat, așa că le comentăm cumva după pauză.
revenim. Am zis că o să discutăm despre condiționalități politice, pentru că s-a tot spus că ele au existat. Dar, înainte de asta, haideți să ne lămurim, pentru că au existat tare multe discuții legate de acești 5 ani. Unii spun că acum suntem robii Rusiei, ca să zicem așa, pentru că 5 ani înseamnă mult și în această perioadă spațiul de manevră e, într-un fel, ni l-am îngustat singuri. Până la urmă, de ce așa s-a decis? Asta a fost discuția la pachet cu datoriile. Ori dacă veți vedea și protocolul care a fost semnat, s-a invocat un termen de 5 ani pentru rambursarea celor pretinse datorii care trebuie să fie auditate. Și atunci Moldova Gaz a spus ca eu să pot întoarce sau ca Moldova Gaz să poată să întoarcă acele datorii, trebuie să aibă garantat un contract de livrare a gazelor. Ori în momentul în care la anul nu mai este contract de livrare a gazelor cu Moldova Gaz, Moldova Gaz pur și simplu nu va avea de unde întoarce acele datorii. Și la pachet, când s-a discutat datoriile, livrarea gazelor, atunci s-a ajuns la această concluzie ca să fie un contract pe 5 ani. Deci, într-un fel, suntem legați prin acest contract pe care l-am semnat. Moldova Gaz are un contract cu Gazpromul de 5 ani. Noi, pe partea noastră, în calitate de guvernare, trebuie să facem tot posibilul ca să asigurăm siguranța sau securitatea energetică prin ceea ce am menționat mai devreme în această emisiune și să vedem cum va evalua piața. Dacă piața va evalua în așa mod în care să fie interes pentru alte companii să ajungă pe piața de gaze a Republicii Moldova, noi ca și stat trebuie să asigurăm aceste condiții egale pentru toți. Bun, haideți să discutăm în partea asta cu condițiile politice. Doamna Gavriliță a recunoscut clar că ele au existat și nici nu cred că putem să punem la îndoială chestia asta, de vreme ce prima dată când ați fost l-ați luat pe domnul Kulminski cu dumneavoastră și toată lumea a înțeles care sunt jocurile. Până la urmă, sincer, spuneți-ne, ce vor rușii de la noi în sensul ăsta? Ce condiționalități s-au discutat sau s-a încercat să se discute la aceste negocieri? Condiționalități politice, la asta mă refer. Este evident că au fost, ținând cont de când au început discuțiile, și vă spuneam despre 15 septembrie, până la semnarea contractului și acestui protocol, au fost mai multe discuții. Partea rusă a încercat de câteva ori să ducă discuția și pe alte subiecte decât contractul propriu-zis. Însă poziția fermă a guvernului și a președinției și a guvernului și a doamnei prim-ministru a fost ouăle deoparte, gazul deoparte. Spre alte subiecte, ce fel de subiecte, domnul Ospan? Subiecte, spre exemplu, Transnistria. Ce facem cu subiectul Transnistria? Dar eu nu vreau să le numesc condiționalități. Vreau să vă spun care au fost alte subiecte care puteau fi legate dacă se accepta de partea Republicii Moldova. Ceea ce noi nu am făcut. Deci, dar dacă făceați, am fi obținut un preț mai mic? Eu nu vreau să mă dau în speculații, dar poziția noastră clară a fost, și o repet, contractul la gaz este un contract comercial. Și dacă e vorba de datorie, care undeva este implicat și anumite companii de stat, atunci ținem discuția aici. Pe alte subiecte, noi nu vrem să discutăm. Sunt alte formate în care pot fi discutate alte subiecte de pe agenda comună moldo-rusească. Ori și noi puteam să zicem la un moment dat că vrem și noi comerț mai liber cu Federația Rusă. Discutăm despre gaz, ceea ce nouă nu se pare corect. Deci, în felul ăsta, în toată această perioadă, poziția noastră a fost ca să excludem din start orice discuție care ar politiza acest proces. Și noi credem că în mare parte ne-a reușit acest lucru. Dar în opinia dumneavoastră și din ceea ce ați simțit la aceste negocieri, cei cu care ați negociat din partea Federației Ruse, ei s-au gândit
vreo clipă că regiunea Transnistria n-ar putea rămâne fără gaz, acolo unde se știe, funcționează întreprinderi destul de multe, controlate de oameni din Federația Rusă, oameni importanți, unii conectați la politică. Ați simțit vreodată această temere a rușilor de a, ca nu cumva, regiunea transnistreană să rămână fără gaz? Eu cred că... Și de ce n-ați jonglat pe elementul ăsta? Eu cred că cei cu care am discutat au analizat toate scenariile. Noi nu am putut jongla și nu cred că este corect să jonglăm cu cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului. Ori și acolo sunt copii, și acolo sunt familii, și acolo este nevoie de căldură, și acolo sunt spitale, și acolo sunt școli, grădinițe, care au nevoie de căldură. Ori eu niciodată nu, sau noi, în calitate de guvernare, nu ne-am gândit că putem lăsa o parte din teritoriul Republicii Moldova fără acces la căldură sau la gaz. Și asta a fost poziția noastră permanentă. Că în momentul în care noi căutăm și inclusiv și alternative, da, discutam despre ambele maluri și să găsim soluție pentru tot teritoriul și pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Bun, vă întreb altceva. Spuneți-ne dacă în perioada în care dumneavoastră v-ați aflat în Federația Rusă, poate nu la negocieri neapărat, spuneți-ne dacă s-a încercat ca cu dumneavoastră să se discute despre libertățile lui Igor Dodon. Nu. Nu s-a încercat. Nu. Pentru că a fost cumva ciudat. Noi știam că el a plecat în Rusia și a revenit aproape după ce ați revenit dumneavoastră. Și ne-am gândit că poate nu există, există și, niște... Nu există și niciodată nu au fost discuții de acest tip. Bun. Doar un pic încă. Vreau să vă întreb despre situația cu plățile din regiunea transnistreană, pentru că sunt lucruri pe care noi cumva nu le înțelegem. Citeam în presa din regiunea transnistreană prețurile pe care le plătesc cetățenii noștri din partea stânga a Nistrului sunt, vă supărați, sunt foarte mici în comparație cu ceea ce plătim noi. Scrie în rusă, zaglasna deisului și v regiune tarifnei politice, v zavistim măsteat categorii льготников и сезона потребители уплачивают газ по 0,81 рубля, adică 0,90 lei. La 90 de bani. Sau 1,12 ruble, adică 1,25 lei pentru un cub. Asta în timp ce noi plătim 11. Dar cum se explică asta? Ei de ce așa și noi de ce așa? Domnul Călăgărean, problema transnistreană este o problemă veche. Cred că și dumneavoastră și toți oamenii înțeleg că guvernul 100 de zile nu poate să rezolve o problemă atât de complicată și de complexă. Întrebarea pe care o puneți dumneavoastră este o întrebare care ține de rezolvarea în întregime acestei situații cu zona transnistreană. Ori noi trebuie să nu căutăm acum să ne aruncăm în declarații de orice tip, dar să încercăm pragmatic să ne uităm cum putem rezolva această problemă în timp, încetişor, așa ca să nu creăm oricare din situații tensionate în această zonă. Ori eu cred că în interesul nostru la moment nu este să avem tensiuni sau tensiuni pe Nistru. Noi contractăm 3 miliarde 300 de milioane, din câte este înțeleg. Este volumul maxim care poate da. Fi contractat. Da. Din volumul ăsta pe care îl contractăm, 2 miliarde îl ard cei din regiunea transnistreană, pentru că înțeleg că acolo sunt cele câteva uzine, uzina metalurgică, centrala de la Cuciurgan, care consumă foarte, foarte mult gaz.
Vreau să înțeleg dacă cineva, ori la noi la Chișinău, ori la Moscova, își face griji dacă conștientizează faptul că această datorie care s-a format pentru neplata gazului consumat în regiunea transnistreană, care se ridică la 7 miliarde de dolari, ea nu va fi achitată niciodată. Pentru că este imposibil să fie achitată. Cu siguranță, cu siguranță. Și atunci, în toate... care este miza acestor livrări în continuare în această regiune? Deci, eu vă spun foarte sincer, la toate discuțiile am spus că nici nu poate fi discuția despre datoria din partea stângă a Nistrului și în protocol pe care l-ați văzut, peste tot este menționat expres că vorbim de datoria malului drept. O parte din acest volum de gaze care este consumat de partea stângă a Nistrului se duce la stația de la Cuciurgan, de unde noi luăm la moment energie electrică. Întreg complexul de probleme care este acolo trebuie de rezolvat la fel în complex, pentru că nu, la moment nu putem vorbi de rezolvarea cumva insulară a problemelor. Rezolvăm problema datoriei sau problema cu Ciurgan. Deci este o situație în care este Republica Moldova de la începutul acestui conflict și care noi o vom lua cu seriozitate și încet, încet sperăm să găsim anumite soluții la problemele care sunt acolo. Da. Foarte puțin timp ne-a rămas. Destul de clară povestea cu compensațiile. Chiar asta a fost mediatizată, slavă Domnului, foarte bine. Ați avut grijă toți ieri din PAS să ne dați aceste explicații, inclusiv prin infografice. Tot ce n-am înțeles și nedumerirea unora mulți este de ce ați decis să compensați pentru toți, de vreme ce un pic mai înainte ziceați că cei bogați care își permit și care nu au nevoie de neapărat de aceste compensații, ați decis totuși să le compensați și lor, celor oamenilor cu palate, cum zicem noi, da? Sunt pentru ajutorul pe perioada rece sunt două mecanisme. Este mecanismul de ajutor pentru perioada rece a anului, care este oferit de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, de ajutorul social, care este un mecanism vechi și care funcționează. Familiile social vulnerabile, care au un venit, dacă nu greșesc, sub 3.000 de lei, pot merge și noi vom informa pe parcursul acestei luni cum pot merge, fac o cerere sau o declarație la asistentul social și primesc acel ajutor care a fost crescut de la 500 la 700, de lei lunar. Deci pe aceste 4 luni de perioadă rece anul. Indiferent de cum se încălzește, fie cu cărbune, cu lemne sau cu gaz sau cu altceva. Deci vor primi 700 de lei pe lună. A doilea mecanism care este... va fi direct în factură. Deci oamenii nu trebuie să meargă nicăieri, deci acest ajutor va veni direct în factură. Pentru acest mecanism este prea puțin timp și prea puțină informație ca el să poate fi aplicat rapid. Da. Da, vă dați seama că noi am încercat de la Moldova Gaz să obținem informații, să înțelegem mai bine câți locuitori trăiesc la fiecare contor. Scurt că avem foarte puțin. Deci, din păcate, Moldova Gaz nu are această informație. Și pentru a avea acest mecanism ușor și repede de implementat, s-a mers pe decizia să dăm direct în factură. Acum, noi am făcut analiza, ca să mă înțelegeți, la fiecare contor, la fiecare consumator. Vorbim de un tabel de peste 700.000 de consumatori la gaz. Și ne-am uitat care este consumul pe perioada rece a anului. Și am să vă dau o cifră. Și de ce am pus la 50 de metri cu cel mai mare ajutor? Pentru că peste jumătate de milion din cei 700.000 de consumatori consumă sub 50 de metri cub de gaz în perioada rece a anului. Apoi am mers mai sus, până la 150, sunt mai mulți. Și doar cei, cum ați spus dumneavoastră, care își permit, sunt peste 150. Știm că sunt și situații în care și cetățenii sau familii cu venituri mai modeste consumă mai mult.
dar da. Asta a fost mecanismul pe care am putut repede să-l implementăm. Noi vă mulțumim, vă mai așteptăm pe la noi. Doamnelor și domnilor, nu plecați, revenim după pauza de publicitate cu alți invitați. O să discutăm și despre energetică, da, o să punem în general note celor care ne-au guvernat în acest interval de 100 de zile. Numai bine și dumneavoastră, vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag.
În această parte a emisiunii am zis că o să discutăm despre cele 100 de zile, în mod special, dar o să abordăm oricum și problema energetică, gaze și așa mai departe, pentru că asta a fost una din crizele care au marcat cele 100 de zile a guvernării actuale. În această parte a emisiunii îi avem ca invitați pe Sergiu Tofila și Anatol Țăranu. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara! Bună seara. Așa, am văzut discursul pe care l-a avut astăzi doamna Gavreliță, unul destul de optimist, ca să zic așa, în care a zis că miniștrii s-au descurcat bine, chiar foarte bine unii. Vroiam să vă întreb pe dumneavoastră cum vi s-a părut, dacă în acest interval de timp au guvernat mai bine decât foștii cei ai domnului Chicu sau invers. Domnul Țăranu. Bun, discursul primului ministru a fost unul tradițional. Asta e datorie primului ministru să laude propria echipă, să prezinte lucrurile în ipostaza cea mai atrăgătoare. Pentru asta politicienii și există. Ei trebuie să-și prezinte lucrurile cât mai bine în fața electorului. Din acest punct de vedere, totul a fost ok. Mie mi s-a părut că astăzi doamna prim-ministru a fost una mai puțin închistată. Și prestația a fost mai bună publică. Deci, puțin câte puțin, guvernanții noștri să învață să comunice. Știți ce cel mai mult ce mi-a plăcut? Prestația jurnaliștilor. Hai, spuneți deja ce. Nu, dar este adevărat că eu nu am urmărit toată conferința de presă. Apropo, de la bun început a fost anunțat că va fi un briefing. Da. Mai pe urmă au sunat niște critici în spațiul public și brusc s-a schimbat formatul, a fost o conferință de presă, e bine. Deci se aude vocea poporului. Era culmea să fie briefing. Păi desigur. La 100 de zile. Da. Dar prestația ziaristii, mi se pare că de la Accent, care a organizat acolo o polemică cu primul ministru, nu e sarcinat. Eu înțeleg că ziariștii vin, ei pot să adreseze întrebări incomode, pot chiar să concretizeze niște lucruri. Uh-huh. Dar să organizeze o polemică, mă scuzi, asta nu e treaba jurnaliștilor. Știți cum e cu libertatea asta știu, de exprimare? Știu. Da. Dar există și anumite limite peste care n-ar trebui nici jurnaliștii să treacă, că altminte se începe o anarhie. Okay. Acum să revenim la întrebarea mea. Este poate deontologică a jurnaliștilor, care să o mai citească. Ar trebui și de respectat. Așa cum cetățenii taxează guvernarea, așa tot cetățenii și privitorii taxează și jurnaliștii. Okay. Așa că îi lăsăm pe cetățeni să ne judici. Nu e cea mai proastă variantă din toate existentele, dar cum n-ar fi. Acum, în ceea ce privește, deci, însuși discursul primului ministru, trei mari crize. Da. Deci, pandemică, criza gazelor, criza prețurilor. Aha. Da. Și doamna prim-ministru a încercat să prezinte lucrurile în sensul, în lumina succeselor care au fost obținute de către guvernare la capitolul tuturor celor trei crize. Dacă cu criza gazelor mai merge încolo încoace, totuși gaze vom avea. Aici putem să discutăm despre amănuntele, despre scumpe, condiții. Da, înțelegem că va fi. Da, dar în această iarnă nu o să înghețăm, cel puțin. Păi la capitolul celorlalte două crize, problema este mult mai complicată. Batem toate recordurile cu criza pandemică. Pandemia. Da. Și situația, deci, dacă e să ieșim din criticile care au fost formulate la timpul respectiv atunci când PAS era în opoziție, și reieșind de situația pandemică la zi, păi aici ar trebui să fie mai autocritică, doamnă prim-ministru. Iar cu criza prețurilor, aici situația doar începe să se agraveze. Da, pentru că ne dăm seama că lucrurile vor arăta un pic altfel în foarte scurt timp, după ce aceste noi tarife vor începe să-și facă efect. Desigur că doamna prim-ministru are perfectă dreptate când spune că guvernul a întreprins măsurile necesare pentru a asigura starea, deci condițiile sociale ale populației. Și este adevărat. Și pensia a fost majorată. Și sunt prevăzute compensații destul de consistente. Numai că problema că toate aceste compensații nici pe departe n-au să acopere toate necesitățile oamenilor și acele deci, condiții da, care pentru că ele compensează
parte din tarif, da, dar nu compensează efectele în lanț pe care o să le genereze. Să vedem, poate pe parcurs, guvernul va identifica și alte resurse din care ar putea să ajute îndeosebi păturile nevoiașe, dar deocamdată la acest capitol suntem într-o situație foarte complicată și ne așteaptă o iarnă gravă. Astăzi am scris un comentariu, cred că care o să apară mâine, în care am spus că da, este evident că în această iarnă nu o să înghețăm, dar ar fi bine să avem și pâine pe masă. Iar aici, la acest capitol, am putea să avem probleme, cel puțin o parte din societatea noastră. Au pornit vremurile bune, domnul Tofilat? Vremuri dificile sunt acum. Bun, trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu este cumva izolată de circuitul economic mondial. Și vedem tendințele la prețuri cam după ce s-a început vaccinarea, încă la sfârșitul anului trecut. Pe lângă relansarea economică care a provocat o cerere mai mare și o creștere de prețuri, un efect foarte mare la tranzacțiile speculative pe burse. Când cei care au bani caută unde să investească și vorbim de trilioane de dolari și de euro care au fost injectați în economie ca suport în partea statelor dezvoltate, aceste trilioane au ajuns pe burse. Și traderii au rolul să-și maximizeze profitul, să cumpere azi ieftin și să vândă peste o lună, peste două, peste trei, mult mai scump. Așa, și asta a generat o creștere enormă la... Da, eu mă uitasem vreo lună și ceva în urmă la prețurile la bursă, la diferite produse. Începând cu metal, cu cereale, bumbac, petrol, gaze. Deci este o creștere, practic, la unele produse s-a mărit de două, trei ori. Deci, da, noi suntem partea circuitului economic mondial, noi importăm o grămadă de bunuri și servicii, deci noi nu putem cumva să fim izolați de această situație. Aduceți-vă aminte cum au început a crește prețurile la carburanți? Exact în luna decembrie anul trecut, când au început vaccinările în țările dezvoltate, în primul rând. Noi cumva eram mai spre coadă listei. Deci cam de pe atunci, din decembrie, au început și tranzacțiile speculative la burse. Dar care e legătura? Legătura cu totul atunci era foarte ieftin și traderii au început a cumpăra activ la prețuri mici ca să revândă mai târziu la prețuri mari. Ei așteaptă cum crește prețul și după aia începe vine. Bun. Trebuie să înțelegem o chestie. Situația asta e una temporară. Anomalia asta de creștere a prețurilor este una temporară. De ce? Foarte simplu. Întrebați orice profesor de economie sau orice analist economic. Acolo unde sunt prețurile mari, dar costurile sunt mici, ce se întâmplă? Vin alți jucători. Da? Și asta duce la suplinirea cererii. Concurență. Da, exact. E fix același lucru noi vedem an de an. Nu știu, exemplu simplu, la piața centrală. Eu exemple care lumea le înțelege. Primăvara, când apar primele produse, că e roșii, că e căpșunii sau nu știu ce, prețurile sunt mari. Cum apar noi vânzători, e mai multă marfă, deja prețurile scoboară și poți alege mai coapte, mai verzi, mai... Asta în condițiile în care nu există înțelegeri de cartel. Asta deja e alt subiect, care ține de Consiliul Concurenței, dar bun, înțelegeri de cartelă nu sunt peste tot. Da. Piața petrolieră sunt. Privitor la 100 de zile, noi am discutat cu colegii din blocul economic la Partidul Schimbării, am venit și cu unele aprecieri și recomandări pe partea de energetică, pentru că e cumva mai aproape și mai actuală tema. Da. Și eu foarte mult sper că subiectul de securitate energetică va fi pe agenda o prioritate. Ne-a promis domnul Spânu și în această seară la emisiune că va fi prioritate națională și vor acorda foarte multă atenție. Exact. Da. Da, spuneți-ne cum apreciați dumneavoastră că s-au descurcat ei în această perioadă de 100 de zile, dacă au reușit să amortizeze șocurile acolo unde ele au fost. Spunea domnul Țăranu de șocurile legate de felul în care au gestionat pandemia, care, da, și nouă mi s-a părut că parcă n-am văzut mare schimbare între foștii și actualii în felul în care a arătat situația. Am impresia că chiar a fost, dacă ne uităm la cifre, a fost mai rău aici.
Știți, eu aș prefera să mă expun pe domeniile pe care le posed. Aha. Da, spre regret, eu nu specializat pe partea de... Lăsăm pandemia. Da. Haideți să vorbim despre partea asta. Nu-mi place să vorbesc pe degete. Pe gaze, ok, pentru că aici tot e aici interesant și... Să vedem dacă credeți că aceste negocieri care au avut loc cu Gazprom, ele au fost în beneficiu consumatorului din Republica Moldova. Pentru că, îi spuneam și domnului Spânu mai devreme, aparent noi n-am câștigat mare treabă. Pentru că, pe de o parte, de dependența energetică de ruși n-am scăpat, pe de altă parte, ne-am ales cu un tarif mai mare, mult mai mare decât l-am avut. Și atunci, întrebarea este dacă e maxim ce am putut scoate? Totul se vede în comparație. Noi acum, de fapt, ne-am aflat în cea mai proastă situație posibilă la negocieri cu Gazprom, în situația în care 30 de ani nu s-au întreprins măsuri suficiente, nu spun cât deloc, da, cât ceva s-a făcut, dar asta nu a rezolvat problema dependenței energetice de gazele rusești. Nu, asta e similar, hai să luăm un exemplu. Închipuiți-vă că vine un student la universitate, se depune documentele înregistrate în august, cam în perioada în care a fost investit guvernul, așa, și lui spune că tu în mai, în iunie, anul viitor, să dai examene. Bun. Și aici se trezește la sfârșit de septembrie, că vină băieții la examene, că e ca așa, noi așa am hotărât. Fix cam în aceeași situație s-a pomenit și guvernul. Rezerve de gaz noi nu am avut. Gazul pe bursele internaționale era foarte scump. Da? În octombrie era 790 și în noiembrie s-a ridicat. În octombrie noi cumpăram cu 790, dar la burse se ridicase și la 1200. Acum, mă uit, ultimele zile, iată, de la începutul noiembrie, prețul fluctuează între 850 și 970 de dolari. Ba două zile coboară, ba două zile urcă înapoi. Deci, practic, noi am fost într-o situație foarte, foarte dificilă. Alternative nu avem, gazul pe bursă e foarte scump și trebuia să alegem ce facem. Dacă trecem la gazul de pe bursele europene, era să plătim 1000 de dolari plus minus. Eu văzusem că pentru, deci pe burse sunt și cotații la, spunem așa, posibilitatea de a încheia contracte pe un an de zile. Adică pentru 2022 acele cotații sunt la nivelul 600-650 dolari. Însă, eu nu știam de situație, pentru că eu la emisiune spuneam că ok, putem să trecem pe păcură, putem să încheiem un contract pe termen mediu, da, pe un an de zile, la 600, poate să mai scadă. Însă niciun trader nu vrea să vândă gaz la prețul acela care e fixat la bursă până an de zile. Îi spun că da, noi putem să-l vindem la 1000 de dolari acum pe o lună, de ce să-l vând eu la 600 pe un an de zile? Deci așa oferte de volume nu sunt. Și atunci avem de ales între ori să găsim o înțelegere cu Gazprom-ul, ori să cumpărăm gaz la preț de piață. Dacă cumpărăm gaz la preț de, la preț de bursă, hai să fim așa corecți, preț de bursă, plătim 1000 de dolari. Bun. Ce câștigăm noi din asta? Nu mai depindem de gazul rusesc, însă avem foarte, foarte mari probleme pe energie. Explic de ce. Noi pe loc producem 20% din energia care o consumăm. 20%. Mai avem 5 linii de interconectare pe energie cu Ucraina, dintre care 4 trec prin stație de transformare de la Moldgaz, de la centrala termoelectrică moldovenească. Practic, rămânem cu o singură linie la nord, Belts-Dnestrovsk, o linie de 330, care nu asigură consumul de energie. Deci noi am fi avut energie câteva ore pe zi, câteva ore în raion. Exact, da. Prin anii 90. Și gaz de 1000 de dolari. Iată, asta era opțiunea, hai să nu găsim înțelegeri cu ruși. Deci s-a negociat bine. Pe de altă parte, avem acest contract. Formula presupune... Eu aici mă refer strict la informația care a fost publicată de ruși, și aici am întrebări către minister. Formula presupune că 70% din preț în perioada rece se formează cu legătura la petrol, 30% la prețul de la bursă. Vara invers, când bursa e pe bursă e mai ieftin. 70% e legat prețul la bursă și 30% la petrol. Asta în rezultat se primește că noi în noiembrie plătim 450. Formula precedentă presupunea 100% legat de prețul la petrol și era încă mai ieftin.
450 și aici plătim noi. Deschidem site-ul Gazprom Export. Cu cât Gazprom vinde gazul în UE? Prețul mediu pe tot anul, adică primăvara era ceva mai ieftin, acum ceva mai scump. Prețul mediu pe tot anul e între 310 și 330 dolari. Adică eu presupun că anume în perioada de iarnă e mult mai scump. Bun. Eu cred că ca și rezultat, condițiile sunt destul de bune. Dar asta iarăși, prețul ăsta majorat este unul temporar. Și deja temporar mai, iunie... Cât? Iarna asta. Iarna asta. Deja mai, iunie, prețurile se meargă în jos. Credeți? Pentru că din declarația pe care a făcut-o domnul Ceban, asta nu reiese. Ați văzut, domnul Ceban nu, de la Moldova Gaz... Nimeni nu s-a apucă să prognozeze, a dar... A zis că el va insista ca acest tarif de 11,08 să rămână 14 luni cel puțin. Și scump, domnului, poate să insiste. Nimeni nu interesează și să-și expună opinia. Însă, tariful se stabilește în baza metodologiei aprobate de ANRE. Și acolo scrie foarte clar că dacă costurile reale, adică prețul de procurare, costurile reale diferă cu 3%, plus sau minus, față de ceea ce e inclus în tarif, tariful se revizuiește. Prețul se duce în jos, ANRE ia și aprobă alt tarif și gata. Dar solicitarea trebuie să vină de la Moldova Gaz, nu? Și nu neapărat să fie solicitare. Fără solicitare. Fără solicitare. Bun. Haideți să mai discutăm un aspect, tot pe gaze. Aici da, sigur că da. Un moment numai să precizez. Pentru mine și pentru colegii noștri din blocul economic, am discutat cu asta cu colegii de la Partidul Schimbării, nu este clar de ce guvernul nu vrea să publice contractul, nu vrea să publice formula. Și explic de ce. Ne-a zis. Raționamentul care este? Formula. A zis că este secretă și o parte... De ce este secretă? Adică partea rusă a insistat să nu fie publicat. De ce? Dar nu ziceați mai devreme că au publicat-o este... cei din presa rusă. Asta și e problema. Că dacă partea rusă vroia cumva să mențină în secret... Secundă. Dacă vroiau într-adevăr rușii să mențină în secret, cu ce ocazie atunci portalul de știri TAS a dat a două zi dimineața, a dat formula. Da. Și secret. Deja tot rușii au publicat-o. Și atunci care e raționamentul? Eu cred că aici guvernul trebuie să insiste în discuțiile cu partea rusă, să publice contractul, formula, ca noi să avem acces, să înțelegem ce am semnat. De asta nu l-ați văzut? Nu. Ok, domnul Țăran. Poziția Gazpromului avea o meteahnă, avea punctul slab. Deci punctul slab este Transnistria. Gazpromul trebuie, adică nu Gazpromul, Moscova. Trebuie să asigure cu gaze Transnistria. Acolo sunt interese foarte serioase ale Rusiei. Vorbesc despre Cuciurgan și vorbesc despre combinatul siderurgic de la Râmniță. Și criptovaluta. Da. Desigur, criptovaluta care sunt interesele anumitor oligarhi. Acum problema este cine sunt acești oligarhi în afară de Ceaica și așa mai departe. Mai sunt? Da. Criptovaluta în Transnistria. Nu, dar e foarte comod să ai aceste firme de criptovalută, da? Și să generezi bani fără să achiți gazul. Absolut nimic. Despre asta vorbesc. Acolo noi nu mai putem să ne imaginăm ce sume de ce rotesc acolo în jurul acestei criptovalute și care sunt perspectivele. Asta încă și este mai important. Pot să vă dau și cifre. Serios? Ok. Eu am vorbit cu câțiva specialiști și ei mi-au spus că deocamdată la această etapă este foarte greu de prognozat care sunt perspectivele și cât de mult se investește acolo în perspectivă. Dar să lăsăm. Dacă eu eram persoana care eram responsabil pentru aceste negocieri, eu aș fi făcut următoarele. L-aș fi invitat pe domnul Tufilat. Aș fi invitat pe alți specialiști în energetică, m-aș fi așezat cu dâns și aș fi întrebat, spuneți-mi, dragii mei, pentru că eu sunt tufă în acest domeniu, bănuiesc și unii politicieni care negociază tot din aceeași sferă. Eu aș fi întrebat, spuneți-mi, vă rog, ce face Transnistria, cât timp Transnistria poate să reziste pentru gaze și care ar fi consecințele economice pentru Transnistria dacă lipsește aprovizionarea cu gaze? Una la mână. Factorul care trebuia să fie luat în considerare ca element al negocierilor. Mai departe, eu aș fi chemat pe domnul Popescu și aș fi stat cu dânsul mult de vorbă ca să înțeleg
cât de mult putem noi să mizăm pe asistența internațională și, în primul rând, a Uniunii Europene, în ceea ce privește asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova pe o perioadă foarte scurtă de timp. Această perioadă scurtă de timp pe care am nevoie ca să continui negocierile cu Gazprom. Și plus la toate, desigur, indiscutabil, aș fi abordat din punct de vedere diplomatic problema tratatului interstatal Republica Moldova-Federația Rusă, în care este stipulat foarte precis că părțile niciodată, sub nicio formă, nu vor susține mișcări separatiste pe teritoriul una și altă. Dumneavoastră, abordarea dumneavoastră seamănă așa un fel de, știți cum strigau ei la un moment dat, subrumare economică. Eu înțeleg că eu supăr Rusia foarte mult, dar Rusia pe noi nu ne-a supărat. Exact. Noi de ce trebuie să suportăm? Rusia ne-a pus într-o situație foarte gravă. Eu cred că noi nu prea am avut șanse să nu avem acord cu Gazprom. Exact. Transnistria este acel punct nevralgic care în orice condiții ne-ar fi permis să avem cu dânșii contract. Înseamnă, eu aș fi continuat negocierile cu Gazprom chiar cu pericol că o să mai cheltui niște bani pentru niște gaze cumpărate pe piață. Da, pentru a cumpăra pe piață. Eu aș fi început negocieri foarte serioase cu România în privința, nu vreau să spun unirii energetice, dar în privința cooperării energetice foarte serioase cu România și în așa fel ca Rusia să cunoască acest lucru. Adică ați fi jucat cartea asta la limita șantajului. Eu am să vă duc un singur exemplu. În anul 93 eu eram conducătorul delegației moldovești la negocierile cu Federația Rusă privind termenii de ședere și retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. La una din rundele de negocieri, era luna mai, mi se pare, partea rusă a venit, noi insistam ca armata să fie retrasă într-un termen foarte precis. Și eu și-am spus atunci în felul următor, ok, noi suntem gata să retragem armata, dar cu condiția că voi mergeți pe calea Germaniei. Iar Germania a construit orașele militare pentru unitățile militare care au fost retrase din Germania, cu toată infrastructura și așa mai departe. Ne construiți un orașel militar și noi scoatem 20 sau 30 de mii cât erau acolo. Vă închipuiți ce înseamnă pentru noi să construim un orașel de 30 de mii. Noi am fost puși într-o situație pur și simplu catastrofală. Era clar că ei niciodată nu se vor retrage, fiindcă noi nu putem să construim așa ceva. Da. Și atunci eu am trimis pe consilierul meu de la ambasadă în Polonia. Și am spus, apropo, e vorba despre viitorul ambasador al nostru, Mihai Gribincea. Spus, Mihai, mergi în Polonia și adă-mi, te rog, experiența poloneză. El s-a întors peste 3 zile și mi-a pus pe masă. Peste câteva zile, eu m-am adresat Ministerul de Justiție și Ministerul de Republica Moldova și am spus, dați-mi, vă rog, estimările tuturor prejudiciilor care au adus armata sovietică și armata rusă care este pe teritoriul Republicii Moldova, din punct de vedere ecologic, Tralea Valea și așa mai departe. Știți ce sumă aici? Pentru ca să construim acolo era nevoie de o sumă de 1.500.000.000 de dolari în prețurile timpului. Eu am primit un document de 3 miliarde de dolari și asta încă nu era totul. La următoarea rundă de negocieri eu am pus pe masă contra pretențiile noastre. Pus ok. Noi vă construim orașul, dar iată pretențiile noastre, voi achitați suma aceasta. Știți ce s-a întâmplat? Peste o rundă, mai mult niciodată, partea rusă nu s-a întors la problema necesității de a construi orașul militar. Desigur că nu există o legătură directă între cazul gazelor și acel caz, dar eu vă spun că negocierile cu Federația Rusă nu înseamnă cederi interminabile și poziție retroactivă, o poziție de defensivă. Da. Negocierile dintotdeauna le câștigă cei care dețin inițiativa. Mie mi se pare că de data aceasta noi nu am avut inițiativă și am mers după propunerile rușilor. Vă atrag atenția. Poziția Gazpromului, poziția Moscova, a fost foarte agresivă față de noi în noiembrie. Vă aduceți aminte? Da, ei se punea categorică și când colo, cu 2 zile sau cu 3 zile până la sfârșitul lunii, când expiră terminul, poziția Rusiei se schimbă radical. De ce? Explicația pentru mine este la suprafață, Transnistria.
Transnistria trebuia să fie asigurată, deci cu gazul. Deci noi n-am jucat această carte la aceste negocieri. Bun, iarăși vă spun, eu acum vorbesc de pe pozițiile unui om care, desigur, că nu cunoaște toate condițiile, toate amănuntele negocierilor. Vă spun ce aș fi făcut eu înainte de a lua o decizie în caz dacă conduceam delegația asta. Țineți minte rubrica cei de literatură în gazeta de pe timpul sovieticilor, ce bă, ia bă, directorul. Da. Ok, ar putea să se întâmple că eu nu am dreptate. Dar cel puțin, acest joc absolut necesar de a modela o situație pentru a ieși la rezultatul cel mai bun era pur și simplu obligatoriu. Da, sper că partea moldovenească a făcut toate aceste mișcări și... Nu avem de unde să spun, pentru că multe lucruri nu se spun. Ceea ce le-a scăpat guvernului, Ministerului Infrastructurii și în genere majorității parlamentare, un lucru foarte important, poate esențial, a fost o mare deficiență la comunicare. Asta, la capitolul comunicare, aici este foarte, foarte mult de lucru. Deci noi eram într-o situație dificilă, da, pe partea cu aprovizionare cu gaze. Practic nu s-a vorbit despre faptul că centrala termoelectrică moldovenească sau cu Ciurgan, da, a redus producerea de energie și noi am avut un aflux foarte mare de energie din rețelele ucrainești. Da. Deci noi energia o plătim cu 53,5 dolari la Ciurgan și pe piața din Ucraina e două ori mai scumpă. Și trebuia să ne vină și nota de plată pentru energie. Deci trebuia să ridicăm și tarifele la energie. Asta așa ca printre altele, ca să avem toate elementele din puzzle. Dar cel mai important. Noi ne aflam într-un război informațional cu toată mașinăria de propagandă rusă. Pur și simplu deschideți reportajele la telecanalele rusești. Acolo dimineață până seara turnau zoi peste Moldova, că noi nu ne plătim facturile, că noi primim indicații nu știu de unde și nu discutăm cu... Adică noi eram într-un război informațional. Ceea ce am făcut eu, ceea ce a făcut domnul Parlikov, deci oameni care cât de cât înțelegem ce se întâmplă în sectorul gazelor, noi am încercat să creștem costurile politice a Moscovei. Da, pentru că noi am văzut, când Moscova înțelegea că ei au mai multe de pierdut și mai puține de câștigat, ei oricum ar fi dat înapoi, ar fi cedat. Deci unul din scopurile pe care noi, cel puțin cu colegii, am reușit să le atingem, este să le creștem costurile politice ale Moscovei. Pentru că un exemplu foarte relevant, 2010, Harkovskie Sălgășenie între Rusia și Ucraina. Rusia a oferit Ucrainei o reducere cu 30% la prețul gazelor, dar Ucraina a acceptat să prelungească aflarea flotei rusești în Crimeea, pe 25 de ani. Ce s-a întâmplat peste 4 ani? A rămas Ucraina și fără Estul Ucrainei și fără Crimeea. Zic, cam scumpă reducere. Printre chestiile care au fost în protocolul semnat de ministrul Spânu, vorbim despre datoria la gaz, vorbim despre pachetul energetic 3. Da. Aici sunt câteva aspecte care, eu pur și simplu văd multe opinii în societate, oamenii sunt nemulțumiți pentru că oamenii nu înțeleg până la urmă cum lucrează mecanismele. Hai să luăm cu pachetul energetic 3. Dar scurt, că intrăm în publicitate. Scurt. Scopul pachetului energetic 3, el în primul rând presupune că cel care vinde gaz nu are voie să dețină gazoducte, cel care are gazoducte nu poate să vândă gaz, pentru că e conflict de interes. Da. Tu ai să obstrucționezi accesul la ceilalți. Scopul liberalizării acestei piețe este, în primul rând, concurență. Prețuri mai mici. Astăzi, acum, nimeni nu poate să dea prețuri mai mici decât Gazprom. Asta poate să întâmple, vă spun că, deja vara. Vara, când cererea de gaz scade, e mică. Atunci o să apară alți traderi. Astăzi, după legislația noastră, Moldova Gaz, Moldova Transgaz, filialele Chișinău Gaz, ei sunt obligați prin lege să ofere acces la gazoducte. Asta spun, poate să întâmple vara când prețurile pe bursă să fie mai mici. Vara noi consumăm 15-20% din volume. Eu nu cred că Moldova Gaz va pune careva obstrucții să vină acolo niște volume mici pentru câteva luni. Asta pe dânsul noi efectuează. Luăm publicitate acum, dar o să rămânem un pic la aspectul ăsta. O să rămânem pentru că aici mai este de discutat. Da, publicitate și revenim.
revenim cu ultima parte a emisiunii, la pachetul energetic 3 am rămas, dar scurt, pentru că mai am un aspect cu regiunea transnistreană, după care vreau să discutăm un pic și anticorupție, mai decât. Da, deci pachetul energetic 3, el ne permite să facem concurență pe piață atunci când sunt gaze mai ieftine. Gaz mai ieftin ar putea fi în perioada de vară, când la noi consumul este foarte mic. Și eu nu cred că Moldova Gaz ar obstrucționa cumva accesul la câțiva traderi la rețele. După legea noastră, care e în vigoare, Moldova Gaz are obligația să o facă. Chiar dacă se întâmplă situația, admitem, noi găsim gaz mult mai ieftin în altă parte. Liniștit, Republica Moldova poate modifica legea gazelor și numi un operator extern la Moldova Gaz. Fără acordul Gazpromului, fără nimeni, nicio problemă. Noi avem posibilitatea asta. Dacă știm că ar exista gaz mai ieftin, da, asta ar afecta grav relațiile noastre cu Federația Rusă. Dar pe noi nu ne încurcă nimic să o facem, dacă va fi condiția. Dar în acord nu există, de exemplu, sancțiuni. Asta e o întrebare. Iată, asta e o întrebare, pentru că, din informația care a publicat-o ANRE, noi avem angajamente prin contract să cumpărăm în următoarele 12 luni 1,2 miliarde metri cubi de gaz. Că e legat doar întrebarea de mea este, ce se întâmplă dacă noi mâine luăm tot gazul din altă parte sau o parte? Volumul cel la Moldova Gaz trebuie să-l plătească. Dacă e așa, atunci trebuie să nu ați fi 450. Am vorbit aspectul ăsta, am discutat aspectul ăsta. Și asta e condiția take or pay. Dacă volumele cele noi nu le consumăm, cine le plătește? Gazprom ne recalculează prețul sau nu? Domnul Spenu a spus că asta e relația dintre Moldova Gaz și Gazprom, și, dar nu ne poate împiedica pe noi să cumpărăm de la alți. Noi putem să cumpărăm, dar problema este cine poate cum Gazprom a să înainteze la Moldova Gaz factura pe gazul neconsumat. Și atunci Moldova Gaz ați vin la ANRE și băgați-l, vă rog, cheltuielile astea în tarif. Aha. Sau Gazprom a zis că asta e datoria voastră. Dacă în contract este stipulat, este stipulat că tu ești obligat să iai toată cantitatea sau tot volumul de gaz pe care l-ai contractat, da. Dacă nu, atunci tu plătești sancțiunile. Asta e problema. Dacă există asemenea lucruri, dar ele cu mare probabilitate ar putea să existe, fiindcă Gazprom... Cel puțin pe un an de zile, ele cu siguranță... Da, sunt prevăzute. Gazprom este o firmă serioasă și are o experiență bună. Da, știu să negocieze deja, da. Haideți să discutăm scurt și aspectul ăsta. L-am discutat un pic și cu domnul Spânu. A cam fugit de un răspuns clar, dar văd că și multe comentarii sunt legat de prețul pe care îl plătesc cetățenii noștri din regiunea transnistreană, care este unul foarte, foarte mic în comparație cu tariful pe care îl plătim noi. Deci, ca să înțelegeți, sunt două categorii de tarife pe care le plătesc ei. Unul este de 90 de bani pentru un metru cub și altul este de 1,25 de bani pentru un metru cub, ceea ce este foarte, foarte puțin în comparație cu tarifele foarte mari pe care ni le-au băgat cei de la ANRE săptămâna asta. Ok, haideți să înțelegem de ce se întâmplă treaba asta, ca să putem să explicăm oamenilor. Foarte simplu. Cum? Transnistria niciodată n-a plătit consumul de gaz. Gazul primează pe degeaba și respectiv poate să-l vândă la tarifii măcar și un bănuț. Aici acum, noi... întrebarea ce facem noi cu asta? Cum noi rezolvăm problema asta? Deci... Noi, tehnic, doar câteva fraze, noi, tehnic, putem să admitem, mâine limităm livrările de gaz la transnistreni și le spunem ori plătiți prețul de piață, ori la ridere. Dar noi, tehnic putem să o facem. Robinetul e la noi sau la dânși? Bun, astăzi gazul vine prin Ucraina și trece în Transnistria, dar noi putem să o luăm prin alte reverse. Direcții. Ok, tehnic, să poate găsi posibilitate. Ce se întâmplă la noi? Noi rămânem fără energie electrică. Centrala termoelectrică moldovenească se oprește. Deci, noi le 4 linii din 5 care ne interconectează cu Ucraina nu mai funcționează și noi să avem probleme pe energie. Înseamnă că întâi, dacă noi vrem să rezolvăm într-adevăr problema cu datoria, cu Transnistria, cu gazul pe geaba, noi trebuie întâi să construim linii de interconectare pe energie cu România, Chișinău, Vulcănești, Saccea, să mai construim o linie suplimentară de la Arțiz, regiunea Odessa, până la Vulcănești,
și să formăm un inel de linii care ocolește centrala termoelectrică moldovenească. Să nu mai depindem de dânsa și de asta. Uh-huh. De posibilitatea ca ei să ne oprească nouă curentul electric. Și atunci, da, putem discuta și deci, în momentul, în momentul ăsta, fraților, avem următorul tablou. Ei, această centrală de la Cucurgan, consumă gaz, ne da. Vinde nouă curent, pentru gaz nu plătește sau plătește? Ei plătesc la Tiraspol Transgaz la un preț subsidat, tot foarte mic. Mic, da? Și acolo, știți în general cum se formează deci, prețul la energie cu care ne-l vin din centrala termoelectrică moldovenească. Iar centrala de la Cucurgan, ca pentru telespectatori, tot rușilor aparține. Exact. Deci începând cu 2017, după ce noi un an jumate am sesizat instituțiile europene că este problemă cu intermediari la energie, în ianuarie 2017, Secretariatul Comunității Energetice de la Viena le-a pus pe masă la ai noștri ghid privind organizarea licitațiilor și atât din 2017 anual să fac licitații la energie electrică. Gata, s-au mântuit cu firmele căpuș. Așa. Pe iată la licitații, odată în an, în martie să fac licitațiile și pe un an de zile să face contract. Vin ofertanță din Ucraina, care oferă la preț de piață. Vine centrala termoelectrică moldovenească și se uită, aha, Ucraina cu cât dă? $60 megawatt. Bun, eu vă dau 59,5. Așa. Ce fac ei mai departe? Din 59,5 își scot cheltuielile variabile fixe, salarii, amortizarea activelor, tot. Asta sunt vreo $16-17. Tot și restul rămâne, asta e componenta de gaz. Și iată din costul ăsta fac recalculare cât trebuie să fie tariful pentru Moldavska Agres. Mai departe, Moldavska Agres ne vinde nouă energie, noi o plătim. Ei se achită cu Tiraspol Transgaz prin Dnestrovie, și banii cei ajung direct în bugetul separatist. Arde lumina la noi acasă. Noi finanțăm separatismul. Așa și asta o să continue atâta timp cât noi nu construim linia de interconexiune cu România. Deci următorii 3 ani noi problema asta nu putem să o rezolvăm. Și atunci apare întrebarea. De ce negociatorii noștri, inclusiv în formatul 5+2, niciodată nu au pus problema finanțării directe, indirecte a Federației Ruse, a regimului separatist din Transnistria? Încă lucrurile, toate schemele acestea sunt la suprafață. Domnul Tufilat cu lux de amănunte, acum le-a descris. Asta nu înseamnă că negociatorii noștri nu cunosc acest lucru. Iarăși, mă reîntorc la acordul interstatal, la tratatul interstatal Republica Moldova, Federația Rusă, unde este scris nici părțile nu vor susține regimul separatist pe teritoriul său. Pe teritoriul, deci, contractantului. Da. Deci susțin? Sigur. Și atunci care e problema? De ce diplomația noastră tace? De ce noi nu reacționăm și nu, inclusiv în cadrul acestor negocieri, de ce nu le-am spus rușilor despre acest lucru? Voi susțineți un regim separatist pe teritoriul nostru și vă cereți de la noi niște taxe exorbitante, niște prețuri exorbitante la gaze. Voi ne vorbiți despre 700 de milioane de datoriile noastre și în același timp există datoriile Tiraspol Transgazului de aproape 8 miliarde și voi în cuvântul nu spuneți despre chestia aceasta. Asta cum de înțeles? Voi spuneți că aveți o abordare absolut uniformă față de noi, da, comercială. Da. Păi unde e această abordare comercială? Și lucrurile acestea, e clar că rușii toate lucrurile acestea le înțeleg, dar pentru dânsi este foarte neplăcut când lucrurile acestea apar în presă, când lucrurile acestea se spun deschis, inclusiv la nivel diplomatic. Asta înseamnă o agravare a situației a relațiilor interstatale, a relațiilor cu Moscova directe. Vă atrag atenția, ce a făcut Lavrov și ce a făcut în fond deci oficialii ruși imediat după intronarea Maia Sandu în calitate de președinte. Vă aduceți aminte cât de dur au atacat-o ei pe dânsi pentru o frază absolut, absolut neutră, care nu odată a fost repetată de toți, inclusiv de Dodon. Da. Că noi trebuie să retragem armata, asta e poziția noastră și așa mai departe. De ce au făcut ei acești? Deci, le-a luat limba pe dinainte. Ei erau foarte deranjați de faptul că în Republica Moldova s-a schimbat guvernarea în forma în care s-a schimbat. Eu înțeleg ce face guvernarea noastră. Ea încearcă să nu provoace Moscova ca să aibă timp să facă o reformă în reformă juridică și așa mai departe, ca să nu aibă complicații pe alte domenii. Dar iată că criza gazelor a arătat că această tactică este una vicioasă. Adică trebuie făcut un paralel. Desigur.
Dacă tu nu ai o abordare complexă, complexă a problemei, corect, tu ai să, din totdeauna ai să pierzi în fața, în fața oponentului tău care problema o abordează complex. Iar Federația Rusă, în raport cu noi, nu are o relație cu noi comercială. Ea are cu noi o relație geopolitică. Iar comerțul e o chestie pentru Republica Moldova, ca valoare economică, pentru Gazprom, este o picătură în mare. Noi nu avem pentru deși valoare economică, comercială. Ce iau e din noi? O, deci un venit care poate fi neglijat cu ușurință. Întrebare. Un procent din vânzările. Te sigur. Care este interesul Federației Ruse să crească această datorie care ajunge la 8 miliarde de dolari? Vă atrag atenție. Ei niciodată, ei nu abordează, ei nu presează această datorie. Ei nu o aduc în discuție în permanență. Nu-i deranjează deloc. Absolut. Dar de ce? De ce? Ei așteaptă momentul când va veni timpul soluționării politice a diferendului transnistrean. Și atunci, iată, cum atunci, să jonglezi? Foarte simplu. Voi doriți să reîntoarceți Transnistria? Poftim. Dar Transnistria costă, Transnistria are datorii față de noi. Pe atunci o să aibă vreo 15 miliarde când va fi timpul. Să vă dau câteva cifre ca să fie mai clar. Da. Noi, în septembrie anul trecut, am publicat o cercetare cu domnul Parlecov, un articol. Pentru o asociație americană. Ei publică în fiecare trimestru articole despre care e influența Kremlinului peste hotare. Uh-huh. Deci publicația se numește Kremlin Influence Quarterly, numărul 2. Uh-huh. Noi cu domnul Parlecov am făcut niște estimări. Cât i-a costat pe ruși finanțarea separatismului? Deci costul de extracție a gazelor la Gazprom e 20 de dolari. Transportarea lui din Yamal până la hotar cu Ucraina, Republica Moldova, e cam 45 de dolari. Ok, iată, 1000 de metri cubi costă 65 de dolari. Lăsăm prețurile de piață. Dacă datorie de 8 miliarde, iar iese din prețurile de piață. Ne uităm la cost. Uh-huh. Iată, din 93 și până în prezent, luăm consumul mediu a Transnistriei 1,8 miliarde de metri cubi, deci noi am calculat cu domnul Parlecov, pe ruși a costat în total vreo 3 miliarde de dolari. Din aceste 3 miliarde de dolari, ei vreo 2 miliarde și le-au scos. Prin energie, da? Prin metal, uzina metalurgică MMZ, acum prin criptovalută, deși ei vreo 2 miliarde deja le-au scos. Banii ăștia din... Și rămâne nu se duc undeva la... vreo miliard de lei. Împărțăm la 30 de ani, cât asta este? Banii 35 de milioane de dolari? I-au scos anumite grupări, anual, domnul... Dar realmente noi datorăm 8 miliarde. Uitați. MMZ, uzina metalurgică, da, a fost al lui Alisher Osmanov, Metal Invest, îi spun cășuleoc Putina. Centrala de la Cuciurgan, Interrao, concern rus, da, criptovaluta, poftim, Igor Ceaica, fiul fostului procuror rus și posibil mai sunt și alții acolo. Deci businessul rus e principalul beneficiar la gazul de datorii din regiunea transnistreană. Deci pe dânsul efectiv îi costă 30, 35, 40 de milioane de dolari anual finanțarea acestui regim separatist prin livrarea gazelor. Iată și tot. Pentru dânsul astea sunt costuri neglijabile. Problema e în altceva, că ei nu știu ce să fac cu regiunea asta mai departe. E bun, regiunea asta, scopul, din punct de vedere geopolitic, are o valoare foarte mare. Ea ține Moldova preponită exact locului, da, nu-i permite să migreze înspre Europa, cu atât mai mult înspre NATO. Șantajează coșmarul, energetic. Coșmarul Rusiei, generalilor ruși este... Interesant că... dacă schemele astea au fost gândite atunci când regiunea, sau așa numită Transnistria, a fost creată de cei care... Dacă încă atunci cei creierul care a gândit toată construcția asta... Ne uităm un pic în istorie. S-a gândit Republica Autonomă ăsta. Sovietică Socialistă Moldovenească, RSSM. La fel, toate... De ce pe malul stâng au fost plasate cele mai mari obiecte industriale? Pentru că acolo este o pondere mai mică a populației care e vorbitoare de limba română și acolo mai ușor poate fi destabilizată situația. Și Moldova este dependentă de acea regiune. Până când noi nu avem interconexiuni pe energie, pe gază cu alte state, noi rămânem dependenți. Așa este. Și eu nu cred că schema aceasta cu datorie a fost gândită chiar de la bun început, dar ea a venit pe parcursul timpului. Și au dat seama despre ce este vorba. Apropo, diplomația rusă și nu numai diplomația, politicul rusesc este unul foarte inventiv și o tradiție. Ar fi pentru noi o mare neajuns dacă noi n-am subestima lucrurile acestea.
Dar în linii mari, rușii țin Moldova, adică când vorbesc rușii, vorbesc despre Moscova, administrativă. De la Kremlin, corect. De la Kremlin, da. Ei ne țin pe noi priponiți locului și Transnistria este o armă geopolitică enormă. Ea permite să păstreze perspectiva reluării spațiului sovietic sub egida Moscovei în această zonă a Europei. Asta este foarte important și Rusia niciodată nu vor ceda atâta timp cât nu va exista o forță, o combinație de forțe externe care ar putea să impună Rusia să-i fie foarte incomod, să-i fie foarte neconvenabil și mai departe să se țină de Transnistria. Deocamdată nimic nu vorbește despre acest lucru. Da, știți ce e interesant? Fix aceeași schemă cu finanțarea separatismului, Federația Rusă sau administrația de la Kremlin a încercat să o implementeze în Ucraina. 2014-2015. Uh-huh. Atunci, Gazpromul a mărit două ori, practic a dublat prețul gazului pentru Ucraina, i-a impus să achite gazul în avans și a pus penalități pentru neachitarea la timp și a început a livra gaz în regiunile separatiste. Ideea că la noi s-a testat cumva schema și acum tot o iau și o mut în diferite zone separatiste. Moldova continuă din acest punct de vedere să fie un poligon pentru Ucraina. Da. În caz dacă reglementarea în Transnistria se va face după lecalele rusești, ei pe urmă ar încerca acest exemplu, acest model să-l transfere în Ucraina. De ce Ucraina este foarte cointeresată ca Republica Moldova să nu cedeze în fața presiunii. Da, noi avem acum un aliat. Exact, asta vreau să zic. Noi avem acum un aliat foarte bun și trebuie să profităm de această posibilitate care ni s-a ivit. Eu vă mulțumesc. Din păcate, nu ne-a reușit să discutăm în mare parte despre cele 100 de zile pe care le-a împlinit astăzi guvernarea, dar o să mai avem ocazie. Am vrut să discutăm măcar un pic despre situația, despre situația cu măcar anticorupție, pentru că ăsta este un pilon important pentru care au votat oamenii la alegeri și pentru care cei care sunt astăzi PAS au venit la putere în Republica Moldova. N-am reușit. O să despre anticorupție și despre corupții mari din Republica Moldova o să mai discutăm. O să vă mai invităm la noi. Vă mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. Numai bine!